v-am găsit, dragi prieteni, vă spune din nou Ionica Voiculețu Brumăraș, de profesie instigator la distracție. Da, da, așa cum v-am mărturisit încă din prima ediție a acestei emisiuni, instigăm la distracție toată România și, de ce nu, chiar toată Europa. De această dată mi s-au alăturat în demersul meu de a instiga la distracție tot poporul, copiii de la Școala Populară de Artă Vespasian Lungu din Brăila, pe care îi instruiește o profesoară măiastră și o numesc aici pe doamna profesoară Marieta Ion. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Distrează-te Române, doamna profesoară. Bună ziua, bine v-am găsit. Ce ați mai făcut în ultima vreme și cu ce vă lăudați? Nu numai în planul profesional, și în plan personal. În primul rând, în plan personal, vreau să spun că am participat la diverse concursuri și am câștigat și numeroase premii importante cu acești copii drăguți și talentați. Deci, la dumneavoastră, planul personal coincide cu ala profesional, din câte înțeleg. Pentru că, în plan personal, ați avut o bucurie ca fiul dumneavoastră, ce aici se află și care se numește... Ceaușu Cristian Andrei, este copilul meu și pentru prima dată a participat la un festival la Râmnicu Vâlcea de muzică populară și a luat și un premiu. Asta mă bucură și mă încurajează și pe mine și pe el. Îl felicităm și noi, cunoaștem despre el faptul că este un naist în devenire. Sperăm să devină un mare naist, așa cred și așa sper. Cum spunea el, că studiază și pianul și că sunteți, oho, îl instruiți am așa. Am pornit cu forțe mari înainte și sperăm să iasă bine. De ce să nu? Sperăm să fie bine. Eu vă urez succes și pentru fiul dumneavoastră și pentru toți elevii dumneavoastră care sunt atât de frumușei și pe care deja îi cunoaștem, că ei cântă atât de frumos și care constituie și un grup care se numește... Flori Dunărene. Grupul Flori Dunărene, care va evolua și în cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre Distrează-te Române. Dragii mei, ca să nu mai lungim vorba, Ionica Voiculețu Brumăraș, ca de fiecare dată la început de săptămână, împreună cu copiii de la Școala Populară de Artă Vespasian Lungu din Brăila și doamna profesoară Marieta Ion, vă adresează îndemnul: oriunde te-ai afla, distrează-te, române! Fusul meu nu ce bine, măi, bărbate măi. Ce-ai bărbate, nu-ți bine, bărbățule. Fusul meu nu ce bine, măi, bărbate măi. Când le au să răsucesc, măi, care le încolăcesc, firele se rup ușor și nu mai am niciun spor. Măi, nevastă, bine joci, nevestica mea, dar cu fusul nu prea torci, măi, nevastă, măi. Nu știu doar ce sunt-i rele, bărbățiule, dar sunt frumușa de fel, măi, bărbate măi. Nu știu doar ce sunt-i rele, bărbățiule, dar sunt frumușa de fel, măi, bărbate măi. Și de nu-ți place așa, bărbățele te-o lăsa, mi-au beleaua după cap și de tine am să scap. De urât mă duc de acasă, lume draga mea, și urâtul nu mă lasă. Bată-te crucea urât, bărbățule, eu frumoasă și tu cât, măi, bărbate măi. Bată-te crucea urât, bărbățule, eu frumoasă și tu cât, măi, bărbate măi. Când mă culc și vreau să adorm, îl văd și mă scol din somn. Lasă-mă și duce-te-ai unde o stau, ca să stai. Da, eu nu-s femeie proastă, lume draga mea, să stau cu pacostea-n casă, lume draga mea. Bate, Doamne, unul prost, bărbățelul meu, cum să-ți faci cu el un rost, lume draga mea. Bate, Doamne, unul prost, bărbățelul meu, cum să-ți faci cu el un rost, lume draga mea.
Și de ies acum în drum, îmi găsesc altul mai bun, mai înalt, mai sprâncenat, mai dulce la sărutat. Și de ies acum în drum, îmi găsesc altul mai bun, mai înalt, mai sprâncenat, mai dulce la sărutat. Alergă cu capul, alergă cu capul.
Mulgule
și când îl pupă Nica.
de-a bobului. Măi, bădiță de pe grui, măi, dragostea mea pe
roa ochilor. Ca somnul te-l oblorat, Niculiță mică, că tu nu mai săruta, Niculiță mică. În lumină zorilor, dau și roa ochilor. Thank you.
Dragii mei, iată că i-ați văzut evoluând pe elevii Școlii Populare de Artă Vespasian Lungu din Brăila, împreună cu minunata lor profesoară, doamna Marieta Ion. Îmi exprim speranța că acești copii v-au adus în case măcar un strop de bucurie, un strop de distracție. Doamna profesoară Marieta Ion, vă mulțumesc pentru prezență, v-a plăcut la noi? Sigur că da, întotdeauna. Vă mulțumim pentru invitație. O să vă rog ca acum, în încheierea emisiunii, să adresăm împreună telespectatorilor noștri îndemnul: oriunde te-ai afla, distrează-te, române, în compania programelor televiziunii favorit, televiziunea cântecelor noastre.